Eva din Harghita. E mai aici? Am o rugăminte. Să ascultați cu atenție. Dacă nu vă convine anumite lucruri, nu o întrerupeți. Nu știu să-i pronunț numele de familie, o soră dânsa, ce scuze. Dar, haideți. Doamna Eva este președinta filialei SOS Harghita. Este de etnie maghiară. Ca și președintele satului mare Iosif Bondici. Ca și președintele Arad Anchiș. Acești oameni, m-am omis pe cineva? Nu. În rest avem foarte mulți membri de etnie maghiară. A fost uimitor. Acum am înțeles de ce mă atacă de mereu. Doamna Eva m-a rugat frumos să o las să vă spună câteva lucruri. Eu am rămas siderată când mi-a zis niște chestii de care nu am știut și o să rog pe domnul Sandru să fie foarte atent. Și o să vă rog frumos să o ascultați cu atenție. Apreciez enorm de mult efortul pe care îl face de a vorbi în limba română. Și mi-a spus că ia lecții ca să poată să vorbească cât mai corect, pentru că la ei nu s-a făcut limba română. Nu e vina lor. Este vina politicului care i-a rupt. Divide et impera. Ia-le posibilitatea. Și îmi spuneau alții etnici, doamnă, noi avem ore de limba română, două, dar nu le facem, că nu avem profesori. Interesant, nu? Asta n-au vrut, ca un partid naționalist să intre în inima Ardealului și să înțeleagă cu adevărat ce se întâmplă acolo și să-i munească. Da? Sunt și etnici maghiari care ne urăsc. Rău! Sunt români care urăsc etnicii maghiari. Rău! Sunt români care ne urăsc. Nu e adevărat. Nu mai vorbiți prostii. Sunt din ce în ce mai mulți. Pentru că ura e mai importantă decât iubirea. Și pentru că este alimentată. Dacă eu mă apuc acum să dau în ei, credeți-mă că stârnesc un lanț întreg de ură împotriva lor. Și nu e corect. Dacă mă apuc acum să spun că iubesc, cum am spus, a fost șoc. Nu a înțeles nimeni cum e posibil ca un partid naționalist să aibă etnici maghiari care conduc filiale. E pentru prima dată. Când am spus lucrul acela, hai să ne unim, îi iubesc pe etnicii maghiari și vreau să ne unim cu toții, să nu-i lăsăm să ne dezbine, să nu devenim Iugoslavia, Serbia și Kosovo. Asta se urmărește. Și de fapt vom fi Iugoslavia, pentru că avem mai multe regiuni care trebuie rupte din trupul mamă. Nu merg mai departe, iar o să zică că sunt nebună și conspiraționistă. Nu sunt. Știu ceva mai mult decât alții. Și am observat în timp. Și norocul meu a fost că în familia mea au fost oameni care știau de pe vremea lui Ceaușescu și am avut acces la niște informații extrem de importante. Eram mică, m-am spus, eu dormeam sub masă. Aveam 4-5 ani și mama mă lua inclusiv la întâlnirile cu Corneliu Vadim Tudor. Că poate aveți o explicație acum. Da? Bun. Eu m-am certat cu Corneliu Vadim Tudor într-o emisiune la TVR. Atât de tare s-a supărat de mine că nu mi-a mai dat cat. Dar, momentul acela când eu am spus unii medici maghiari cu românii, a fost șoc. Prima oară e șoc. Injurii, chestii, nu știu ce. Pe urmă, au început să mai calmeze și unii au înțeles. Și foarte mulți etnici maghiari au venit către SOS,
Și românii din SOS au început să înțeleagă că se pot înțelege cu ei. De ce? Până atunci n-a avut seseră contactul fizic direct. Era televizor, aia, te întâlneam pe stradă, bă, nenorocitule, poule, eu știu, în juriile, în maghiară, română, nu știu ce. În momentul în care au venit să construiască împreună, au trebuit să se prezinte. Și s-a spart bariera. Aia trebuie să facem, să spargem bariera. Eu nu spun că e vreunul perfect, nici unul suntem perfect. De orice ne-am fi. Da? Păi, fraților, dar suntem oameni. Și important este să ne înțelegem. Nu trebuie să mă placi. Că poate îți displace. Îți displace cum arăt, cum mă machiez, cum aia, că îți grasă, că nu știu, nu mă interesează. Păi, da, avem o chestie comună. Avem o țară și un popor și o limbă și avem o obligație de a reface România din temerii, chiar noastră a tuturor. Indiferent de ce din ei ești. Da? Bun. Și atunci, vă rog frumos să ascultați cu atenție pe doamna Eva din Harghita. Dar să vă spuneți numele de familie, vă rog. Sunt bucuroasă, sunt bucuroasă și sunt bucuroasă că sunteți români, înțelegeți? Deci noi trebuie să unim. Unim. Așa, aș vrea să citesc că va fi mai repede, așa, dacă nu sunt obișnuită. Buzrani, Eva, Iuliana. Iuliana. Juliana, pe limba română. Așa. Mai bine. Hai că mulțumesc. Aș vrea să citesc ceva. Cum ați vorbit dumneavoastră acum, asta vreau să spun. E scris în română. Noi, da, am scris pe limba română. Așa. Trebuie să ajungem, bineînțeles, este istorie, dar nu-i bai, trebuie să știm toți despre istoria asta. Trebuie să ajungem printr-o serie de pași la Gheza, apoi la István, Ștefan, așa, care au urmat fiecare cale a lor și au urmat numele au primit numele István, Ștefan prin botez. Nu se spune de obicei că Gheza primit asemenea în creștinismul occidental numele de István. Ștefan, așa, dar interesant, unchiul său din Transilvania, Sfântul István, al nostru Ștefan, ungurilor, al ungurilor, Ștefan, da? Așa, al nostru, primește de asemenea numele de István de la Biserica Orientală. Și din aceasta trebuie să realizăm că numele István, ca Sfântul Protomucenic István, sau Ștefan, mai bine înțeles pe limba română, așa, simbolizează acceptarea martirajului pentru creștinism de către oameni care nu au dorit niciodată să fie martiri. Ei au vrut, și aici a venit dumneavoastră, doamna senatoare, ei au vrut să-și salveze poporul pentru viitor. Că noi acum suntem sclavi, indiferent ungur, român, sclavi suntem. Suntem în mâna dușmanilor. Suntem niște animale sălbatice, să știți. Bineînțeles, sunt... Așa. Mergem mai departe. Și biserica știa deja că drumul este foarte accidentat și că doar cei care este dispus să accepte martirajul, poate trece prin el. Mergem mai departe. Această percepție a viitorului a fost îndepărtată de omul modern. Deci, copilul se naște cu tendința de a avea presimțiri. Doar la oameni excepțional putem vedea că sunt capabil să privească atât în trecut cât și în viitor. Noi de acum trebuie să vedem în viitor. Deci, cum am spus seara trecută, domnule profesor, istoria nu așteaptă. Așa. Suntem sub genocidium. Știți ce înseamnă genocidium?
dumneavoastră, cum ați citit, nu mai existăm. Și asta va fi viitorul dacă nu unim. Și biserice nu unească. Înțelegeți? Mare lucru. Căutarea adevărului nu este o virtute a omului modern și mulți se străduiesc să ascunde adevărul. Asta știm. Puterea globală a banului s-a așezat în locul Dumnezeului. Înțelegerea nu este atât de simplă decât doar să decizi. Deschizi internetul, cum facem, așa, sau să ascultăm știrile la televizor, ci depinde de percepția noastră internă, de cât de sensibil suntem la lucrurile din lume și de aceea ce observăm din toate acestea. Noi acum trebuie să vedem și toți știm, toți care suntem prezenți acum, că oamenii funcționează în continuare ca un adruit. Și mai slab. Și mai slab acum că programul lucrează mult mai bine decât judecătoria, procuratura și politicienii, înțelegeți? Mare probleme. Nu mai avem voie de avocații noștri cei care lucrează. Acum vorbesc despre mine. Așa. Scuzați-vă, rog. Se luptă cu mafia. Mai bine programul atunci. Mai bine programul să vină. Așa. Mergem mai departe. Au fost... Așa. Da, asta trebuie să mai citesc. Oameni, da. Dar nu sunt capabil să gândească așa că trăiesc în stare de schizofrenie. Schizofrenie, asta simțim, simțim toți. Așa, că așa este societatea acum. Toți simțim. Am fost lobotomizați. Nu știu dacă înțelegeți, știți despre ce este vorba. Și poate să facă și noaptea, poate să intre. Tehnologia este atât de tare, poate să intre. Și oricând, pentru oricine, poate să facă. Nu simțiți câteodată că nu... Vine dimineața, nu avem chef. Ce să fac? Cum să fac? Nu am energie, nu pot să fac față de treaba. Simțim toți. Suntem lobotomizați. Așa. Imediat citesc ce înseamnă. Mare lucru asta. Modelul lor este tabăra de concentrare. Cei care au creat-o, au construit-o, o păzesc. Înțelegeți? Politicienii au construit și păzesc. Înțelegeți? Înțelegeți despre ce vorbesc? Sunt mândri de ea și asta e cel mai mare probleme, că sunt și mândri pentru asta. Primesc salarii, cât de mari salarii și pensii va primi și sunt mândri. Și sunt atât custozii cât și prizonierii acestei închisori. Datorită acestei stări de schizofrenie, nu mai au capacitatea să părăsească această închisoare în care trăiesc ca un lobotomizat. Asta simt eu. Eu acum vorbesc despre mine, despre familia mea. De 8 ani de zile în ce trăim noi, familia mea, simt, știu. Și nu mai există. Degeaba spuneți că există, mai există judecătorie, mai există politicien, mai este... Nimic nu mai este. Nimic. Noi nu mai existăm, nici nu credeți, nu mai existăm. Așa. Se judecă cu mafia lemnului, care a încercat inclusiv să-i omoare. Da. Și mafia lemnului nu e românească. Mai vreau să spun ceva despre Ștefan cel Mare și biserica lui. Creștinismul de est,
este mai aproape de creștinismul primar al nostru, al ungurilor, înțelegeți așa? Și acest lucru a atras atenția Bizanțului. Așa, și acum suntem în mâna lor. Nu credeți, noi trebuie să unim Biserica Occidentală și Biserica Orientală trebuie să unească. Ștefan cel Mare și Sfântul Ștefan, noi suntem frați. Ați înțeles? Da. Așa. Să vorbiți de faptul că de fapt. A zis că de fapt ungurii sunt conduși de maghiari. De, da, da. De evrei. Da. Suntem în mare probleme. Nu numai etnicii români și etnicii maghiari. Și Ungaria, și toți suntem în mare pericol, toată Europa. Care situația? Bineînțeles că sunt vândute teritoriile. Păi cum să nu? Dumneavoastră știți bine și cred că toți știți că toți politicienii din Europa au învățat la... Imediat spun, absolut, ei împreună au învățat, ei fac ce spun pentru ei. Din cauza asta am spus la doamna senatoare, asta trebuie să citeți, ați spus că nu, dar eu așa simt, nu mă interesează. Asta este situația, noaptea trecută am scris asta, așa. Propun și propuneți dumneavoastră. Nu. Puneți în politica partidului, așa. Propun că politicienii de pe pozițiile principale, am spus, asta țineți în minte, să nu primească salariu. Păi de ce vorbim, de când vorbim despre salariu? De când? Astăzi, toată ziua despre asta era vorba. Să nu primească salariu. Cum nu primește și domnul? Imediat. Bineînțeles, o să aibă birouri și acolo primesc cei care lucrează pentru ei. Numai o secundă. Cei care fac politică ar trebui să o facă pentru a servi țara și poporul. Gata! Atunci nu vindem țara! Este vândut țara! Totul este vândut! Foarte interesant! Cel mai interesant lucru! Așa. Și azi Transilvania este vândut, dar nu pentru unguri, să știți. Dar pentru cine? Pentru evrei. Și nu toți evrei sunt sioniști, dar sunt dintre noi. Sunt. Asta este situația. Deci Transilvania nu pentru unguri este vândut, ci pentru evrei. Dar și Ungaria este deja vândut, înțelegeți? Este vândut pentru evrei. Oamenii sunt puși afară, mai multe milioane oameni afară, băncile au pus afară din locuință. Deci noi nu suntem așa cum credeți și cum cred românii că noi suntem... Nu, și mai să spun ceva. Noi am împrietenit cu un politician. Noi suntem, lucrăm la medicină chineză, noi suntem medici chinezi tradiționali. Ce s-a întâmplat? Noi nu știam că omul lucrează la politică. Indiferent, că toți sunt un... Nu spun aici, okay, dar am... Doveresc, am actele. Care situația? A venit la mine, la noi, am un prieten, 5 ani am fost prieteni. Pe urmă așa a zis, nu dați pentru mine teritorii? Așa, am avut un teritoriu la Șumleu, acolo cu Sim, așa mai departe. Soțul așa a zis că, ce gândiți, eu am... purtat epilepsie 40 de ani, acum am învățat, acum am familie, ce credeți, noi nu avem avere, noi nu putem să dăm așa. Era politician. După aia citesc că e mafiot. Mafiot, aici este actul, mafiot.
Ce face? Are, eu, cum să zic, are mult, primește multe, multe bani de la bănci, înțelegeți? Multe, că acolo scrie, nu eu spun, am acte doveditoare. Este mafiot, mafiotul României, una dintre ei. Înțelegeți? El este român, eu sunt ungur. Cum poate să facă asta? Știți cum? Cu ajutorul ungurilor. Cei care sunt securiști și lucrează împreună cu securiștii români. Că noi avem voie și avem nevoie de securitate, dar nu securiștii care vin de țara. Înțelegeți? Mare diferență! Și noi plătim! Noi plătim! Din munca noastră trăiesc ei! Din munca noastră trăiesc ei! Mare lucru este! Mergem mai departe! Cu politica partidului, așa! 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 Ai o profesie de unde primești salariu și zilnic dedici 3 ore, 2 ore, 4 ore, cum face și domnul profesor, așa, dedici, așa, pentru a face politică. Și eu așa am făcut în timp de 8 ani și am plătit, câte acte, câte, un vagon de acte am predat la judecătorie, la procuratură, la... Nu am putut face nimica, absolut nimica, înțelegeți? Dar am și lucrat și am și familie și așa am lucrat, acum am dovezi despre toate faptele și infracțiunile, dar 8 ani și noapte am lucrat și pe limba română și nu este ușor și mai este ceva. Dacă mergi la judecătorie, eu, de exemplu, pe limba română am vorbit cum am putut. Nu este ușor. Să știți că nu este ușor. Și dacă ai un traducător, nu traduce așa cum trebuie. Eu trebuia să vorbesc pe limba română. Să nu uitați, în județul Harghita. Să nu uitați. Și n-am cerut pe nimeni, pentru că nu... Și nici așa n-am reușit nimic. Indiferent. Înțelegeți? Securitatea lucrează împreună, românii și ungurii lucrează împreună. Asta trebuie să știi. Așa, și primesc bani. Ha, și salariu și pensie, cât va primi? Când merg la pensie... Da, ești la pensie, bine, merg. Indiferent, înțelegeți dumneavoastră că noi suntem frați. De la Sfântul, de la Ștefan cel Mare și de la Sfântul Ștefan. Înțelegeți? Noi suntem frați! Așa! Acum, doamna senatoare, trebuie să gândiți așa și să gândim așa. Dacă acest lucru s-ar realiza, multe lucruri s-ar schimba. Nu ar mai exista corupție. Înțelegeți? Că nu pentru bani este făcut politica cum este făcut acum. Așa, așa. Atunci nu am avea politicieni care fac ceva doar pentru că cineva le dictează din umbră, din străinătate, așa. Este utopic, bineînțeles. Știu. Asta știu. Dar nu este imposibil. Depinde de noi. Dacă nu, este ușor. Domnul Lazaru, cum spune? Să nu plătiți impozite, noi. Păi nu plătiți impozite. Și de noi depinde asta. Să nu plătim, începem să nu plătim impozite. Pentru cine? Se numește dreptul la nesupunere civică, conceptul lui Toro, care nu a mai plătit taxe și impozite pentru că el considera, și așa era, erau impuse printr-o lege ilegală, neconstituțională. Dreptul la nesupunere civică, doamna Eva, implică inclusiv să îți accepți pedeapsa. Pedeapsa lui Toro a fost pârnaie. Pentru că acea Constituție spunea că trebuie să plătești taxe și impozite. Și pentru că nu a existat o putere să abroge acea lege pe care era supărat Toro. Dar exemplul lui a fost preluat de Mahatma Gandhi. Da?
Și avem nenumărați oameni care au reprezentat cu mândrie și cu onoare conceptul de nesupunere civică pe care l-am adus în 2020 în Piața Victoriei. Și de acolo, un domn care făcea pe marele civic venit din America, tot așa cu o primă brusă soră, și îmi spunea să nu mai vorbești vreodată de conceptul de nesupunere civică, că o să ne ia poliția, că știi? Da, și o de naibii, tot vorbeam de el. Da? Care este situația? Noi în timp de 100 de ani, pe un secol, am plătit impozite pentru pădurea noastră. Și cu fâniul, și cu animale, și cu așa mai departe. Dar au luat acum, cu acte oficiale, și pe limba română, pe limba română, nu putem să cumpărăm, nu putem să cumpărăm un umeraj. Mai multe metru cub, un umeraj. Un umeraj. Și în timpul ăsta am cerut să ajută Ministerul Justiției, domnul Netejoru, și nu a ajutat din 2018. Și au observat grupurile infractoare, deci mafia lemnului, că nu primesc ajutor oriunde pot să mă duc. Înțelegeți? Au început tăierile și mai mult. Și la Tarcău și peste tot. Și au luat și noi nu putem. Și eu pot să dovedesc cu acte oficiale. Au luat, au dus de la noi. Și mi-am plătit, am plătit. Familia mea a plătit 100 de ani impozite. Păi eu nu mai trăim 100 de ani. Să începem acum, să nu mai plătim. De ce? Eu pot să dovedesc cu acte oficiale. Și am și fost condamnați împreună cu soțul. Cu acte oficiale. Eu pot să dovedesc. Cu frosință seculară. Înțelegeți? Din cauza asta aș a ajutat foarte mult. Doamna senatoare, am ascultat la YouTube, așa. Și vorbește pe limba română, de eu înțeleg. Așa vorbește ca cum vorbește limba maghiară. Deci cum să zic? Din ce că vorbesc limba română, vorbesc și limba maghiară. Sufletele se leagă pe noi. Și adevărul se leagă pe noi. Adevărul. Așa, trebuie să luptăm. No, mergem mai departe. Așa. Igen, dacă nu ar exista salari atât de mari la politicieni și la Uniunea Europeană, totul s-ar schimba. Imediat s-ar schimba. Imediat. Și domnul profesor, eu știu, ieri seara am vorbit puțin, nu am cunoscut pe domnul profesor, dar știu că și noaptea lucrați, fără bani, fără niciun ban. La 5-6 dimineața. Asta vorbește este. Cu mine la 5-6 dimineața, că eu atunci mă culc și se culcă și tăi. Fără avere! Pentru asta am ieșit în 2015 și am făcut greva foame și a setei, în 2015, împotriva tuturor guvernanților. Din păcate, poporul n-a venit atât lângă mine. Doar câțiva securiști, prezint ei că mă duc să dorm la ei și să mă aducă dimineața. Au fost și pe aici, stați! Și am spus, eu nu-mi trădesc demnitatea, rămân până mor. Și dacă o colegă prin viață de mâna ei a abandonat, am zis, mă voi lupta cu voi. Și dacă a apărut doamna Diana, împreună vom lupta până îi vom da jos. Corect. Și a apărut și doamna Eva. Împreună vom da jos și pe aia dumneavoastră și pe aia noștri. Prin suferință am găsit pe doamna senatoare. Prin suferință, prin ce am trecut familia mea împreună cu copiii mei. Și noaptea au venit peste noi. Și multe ori, am stat într-o agresiune, nici nu credeți. Și ungurii și românii lucrează împreună. Este alta cu asta, nu are culoare. Nu, absolut. Ei lucrează împreună, exact. Sunt împreună. Deci spune chiar doamna. Asta spun și pot să spun că eu am trecut prin asta. Eu pot să dovedesc. Fără dovedire nu vorbesc. Deci, cum este posibil? Nu are nici
niciun sens. Pare ca evul mediu. Diviziunea dintre dreapta. No, da, acum, da, se arată. No, politicieni dintre dreapta, despre ce era vorba azi dimineață. Deci, noi trebuie să fim și pe partea dreaptă, doamne senatoare, trebuie să fiți. Trebuie să puneți în politica partidului și pe partea stângă. Care e situația? Eu spun că toți trebuie să fim. Așa. Diviziunea dintre dreapta și stânga este puerilă. Nu știu dacă este un cuvânt bun. E bun. Eu sunt pe dreapta, deci conservator și credincios. Mergem la biserică, am teologie și așa mai departe. Înțelegeți? Așa. Și aia e de stânga. Valorile conservatoare trebuie păstrate pentru toți. Și pentru politicii în stânga. Indiferent. Cei de stânga au o sensibilitate socială, bineînțeles. Aveau. Așa trebuie. Nu trebuie. Da, noi avem. Noi avem. Noi avem. Sărăcia a fost întotdeauna o problemă. Deci, noi trebuie să luptăm pe amândouă părți. Deci nu putem să spunem că noi suntem numai drept la partea, deci drept. Înțelegeți? Noi trebuie să fim și pe partea dreaptă și pe partea stângă. Asta e foarte interesant. Speranța Europei este să ne întoarcem la creștinism. Așa putem. Bravo. Nu avem timp pentru o evoluție lentă. Așa. Trebuie să educăm oamenii, doamna senatoare, domnul profesor, toți trebuie să, da, trebuie educat. De acum trebuie. Cum spunem și acum, noi spunem, să nu, noi am spus acum. De exemplu, eu am spus câte lucruri, câteva lucruri. Și trebuie să înțelegem. Dacă înțelegem și facem împreună, se poate schimba lumea. În bine. Vă înțeles toți românii de aici și cred că și în urmare. Și ei nici maghiari, da, da, toți. Ștefan cel Mare nu era oricine. Sfântul Ștefan nu era oricine. Înțelegeți? Deci noi trebuie să unim forța. Și trebuie să ajutăm poporul în viitor. Trebuie. Și trebuie păstrăm poporul în viitor. Doamna senatoare, că altfel deja, vedeți, nu mai există. Imediat nu să mai există. De aceea avem nevoie de politicieni carismatici. Politicieni carismatici. Cum? Sunteți și dumneavoastră. Și dumneavoastră. Eu nu. Prin suferință ce am trecut, din cauza asta sunt aici. Nu sunt, nu am educație. Asta e situația, dar simt ce este problema și care este problema în lumea asta. Și trebuie să schimbăm situația. Mai este ceva? Am vorbit de azi dimineață despre instituțiile statului, despre judecătorie. Deci instituțiile statului și procuraturile sunt cumpărate, sunt agenți ai partidelor, cum am explicat cazul meu, că de la partid a venit un om român. România, dar nu contează că suntem frați, noi. La noi, în cabinet și poza Sfântului... Arsenie Băca este pus. Și poate să ne și românii și ungurii, noi nu facem diferențe absolut. Și trebuie să știți că toți suntem în mare probleme. Nu numai românii, ci ungurii. Și trebuie, forțele trebuie să unim. Așa.
Eu asta am simțit tot timpul, de 8 ani de zile, că e ca și cum te ajunge la hoț. Am mers la judecătorie, la procuratură, după 5 ani de zile vine poliția la fața locului, nici nu vine la 1-2, procuratura după 5 ani, 8 ani răspunde la un act. Deci este o problemă foarte mare. Cine nu a trăit situația mea, de exemplu, cum sunt acum, nu crede. Nu, nici eu n-am crezut că există așa ceva. Nu mai suntem. Dacă nu punem forțele, gata. Asta altceva, nu că mai am scris, dar asta am vrut să... Mulțumim, Eva!